Doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Iașul TV. De în această după-amiază vorbim despre autoapărare, despre disciplinare, despre educarea minții și a sufletului, dar și despre cum să devenim mai puternici fără să folosim neapărat puterea pumnului, pentru că nu despre puterea pumnului este vorba neapărat, ci despre puterea minții, așa cum spuneam. Vorbim despre toate acestea împreună cu președintele Academiei Bulldogs, domnul Adrian Podaru, care a venit alături de noi. Îi mulțumim pe această cale și un bun venit pentru prima oară. Bine v-am găsit! Vă mulțumesc pentru oportunitatea dată de a vorbi despre activitatea noastră și despre proiectele noastre de viitor și salut toți telespectatorii postului noastră de televiziune. Sper să fie prima oară dintr-un lung șir de întâlniri, pentru că eu cred că cei care ne urmăresc au multe de învățat și ar putea, cel puțin după această primă întâlnire, să-și schimbe puțin părerea despre sporturile de contact în general și despre kickboxing în particular. Nu este un sport care să ne facă mai violenți, nu este un sport care să ne facă mai de temut. Este un sport doar care să ne educă, să ne educe și să ne facă să devenim mai disciplinați și cu self-esteem-ul mai ridicat. Da, bineînțeles, a zis bine, nu este un sport violent, cu toate că din afară, din păcate, se promovează foarte mult doar latura violentă a acestui sport. Un copil când vine în sala unui antrenor de arte marțiale este un pământ practic gol. Contează foarte mult ce sădești și astfel vei avea rezultatele potrivite. De ce ajută în general sportul de contact, nu doar kickboxul, ci în general sporturile de contact ajută foarte mult la disciplină. Copilul învață în primul rând să se abțină, să nu vorbească neîntrebat, să dea precedență colegului din dreapta sau din stânga care adresează prima întrebare, să salute, să iasă dintr-o încăpere la fel cu aceeași formă de politeții, învață să-și gestioneze emoțiile. Are de-a face cu o echipă de oameni necunoscuți care vor deveni ulterior cunoscuți, dar la început va trebui să-și gestioneze emoțiile, să-și gestioneze gesturile, să se adapteze în funcție de ceea ce găsești și să dea răspunsurile potrivite. De altfel, va învăța să-și disciplinezi și răspunsul la agresiune, așa zis agresiune, pentru că vă dați seama, un sport de contact este un contact fizic ca o agresiune controlată, într-un mediu controlat de noi instructori și de noi antrenori și de elevi avansați. Și atunci va trebui să se controleze dacă va primi o lovitură mai puternică, să nu dea și mai tare, ci să dezescaladeze, așa zis, situații tensionate de la antrenament, pot apărea pentru copiii dornici să demonstreze că pot și știu și atunci trec foarte mare ușurință, fără răutate, ci doar din dorința de a fi validați și de a demonstra că pot mai mult. Și atunci învață să-și controleze răspunsul în funcție de ceea ce are în față. Suntem într-o lună a femeii, într-o lună în care femeia este celebrată în toate sensurile ei și chiar dacă până la urmă sportul de contact nu e așa cu flori și, da, și împărțit de bomboane, aveți un program special pentru femei în această perioadă și nu doar în această perioadă, dar să punem mai mult accentul acum pe el, cursul de autoapărare pentru femei, pentru că iată, într-adevăr, trăim într-o lume din ce în ce mai violentă, într-o lume în care nu știi ce îți rezervă următoarele 5 minute de mers pe stradă, într-o lume în care toată lumea trebuie să știe cum să facă în așa fel încât să se păzească, pentru că până la urmă despre păzit e vorba. Așa, aveți dreptate. Trăim într-o lume sigură, dar în același timp și violentă. Toți oamenii trăiesc cu ideea că mie nu mi se întâmplă niciodată. În prima fază vom discuta despre proiectul nostru. Vrem să facem un demo gratuit pentru toate doamnele. Când spun doamne, mă refer la latura feminină a vieții noastre, începând de la fetiții până la doamne în toată puterea cuvântului. Proiectul se adresează unei plaje de vârstă foarte mari, de exemplu 11-12 ani, când un copil devine independent și își parcurge un drum de la școală acasă sau de acasă cu copiii în parc sau să se plimbe ziua, până la doamne care lucrează în domenii critici și vin seara singuri, neînsoțite, sau pleacă dimineața foarte devreme la fel de neînsoțite și de acasă până la autobuz sau de acasă până la mașină. De multe ori se pot întâmpla tot felul de evenimente neprevăzute. Acest proiect va insista în primul și în primul rând pe prevenție. Cum citim semnele locului în care ne aflăm?
cum ne dăm seama ce intenții are un individ, de unde știm că acel individ sau acea situație poate scalada într-o situație posibil periculoasă sau un individ periculos. Ce înseamnă prevenție? În primul rând, evitarea locurilor necunoscute, evitarea necunoscuților. Dacă suntem într-un mediu social care nu-l cunoaștem foarte bine și nu-l putem controla, și când zic nu-l putem controla, mă refer la blocare, la a spune nu unui personaj insistent, la a spune, te rog, nu mă deranja unei alte persoane la fel de deranjante, sau mă aflu în fața unui context social și cineva îmi împinge un pahar cu ceva care este suspect și să spun nu, mă refer la genul ăsta de mediu controlat, da? Încă nu ajungem la agresiunea fizică. Fetele și doamnele și domnișoarele să învețe să decripteze și să descifreze mediul înconjurător. Al doilea plan a acestei prevenții este prezența și trezirea. Adică, știm că tehnologia face parte din viața noastră zi cu zi și este un, nu i-aș numi un rău necesar, dar să zicem este un loc prezent, permanent în viața noastră. Din păcate, telefonul absorbe foarte mult atenție. Este seară, vă dau un scenariu care este testat și verificat și s-a întâmplat deja. Seară, a ieșit cineva să ducă gunoiul cu ochii în telefon. Un om al străzii a văzut oportunitatea că această domnișoară, această doamnă nu era atentă, i-a lovit ușor spatele și a smuls telefonul din mână. Dacă nu ar fi avut acel telefon, dacă ar fi avut atenția setată pe semnalele de jur împrejurul ei, pe mediul în care s-a aflat, acest lucru nu s-ar fi întâmplat. Ok, dar damage-ul nu a fost fizic. Vorbim de latura psihologică, da? Deci psihicul a avut de suferit pentru că o perioadă din viața ei, această fată nu mai lucrează din casă. Pentru o simplă întâmplare. Și atunci învățăm oamenii să prevină, iar în momentul în care acțiunea trebuie să devină fizică, să dobândească un set de abilități necesare, care, fără a pune viața în pericol celuilalt, să le scoată din situație posibil periculoasă și să ia atitudinea potrivită, gen părăsirea, deblocarea unei prizi, ieșirea dintr-un așa zis clinch sau luat de gât, știți, mai sunt băieții care mai agresiv sau mai puțin educat și iau o domnișoară, băi, ce faci, fata, și așa mai departe. Se înțeleagă ce se întâmplă și cum să reacționezi, să-și păstreze sângele rece și să ia atitudine, împingând, făcându-și loc de gajun și căutând calea de fugă. Ce înseamnă calea de fugă? Practic, zona de ieșire din zona periculoasă, din zona roșie, cum îmi place să-i spun, spre o zonă populată, spre un taxi, spre un echipaj de poliție sau a câștigat timp, a sunat 112 și a înțelege unde se află ca să știe cum să ceară ajutor. Da, e foarte important și nu cred că mare parte dintre cei care trăiesc așa în rapiditatea acestei epoci mai au timp să se gândească că ar putea să participe la astfel de cursuri, dar ar trebui să fie totuși un punct de început. Aveți multe fete la Academie, multe fete, da, care își doresc din tot sufletul să, nu știu, poate vin cu diferite probleme, poate nu-și doresc neapărat să poată să știe tehnici de autoapărare, poate își doresc să se autodepășească, să reușească să își facă un loc în societate. Care sunt principalele motive pentru care o fată pășește pragul unei săli de kickboxing? Păi mai mult de ce a spus dumneavoastră, n-aș mai putea nimic să adaug. Bineînțeles, fiecare copil vine cu particularitățile lui, vine cu background-ul lui, nu insistăm asupra background-ului. Sportul de contact în sine, îndrăznesc să spun, doar la Academia noastră, nu știu, nu comentez ce se întâmplă în alte părți, pentru că nu știu și nici nu-i treaba mea. Noi mergem foarte mult pe corectare și îmbunătățire. Sunt copii care au tari emoționale foarte mari, au probleme de relaționare cu cei din jurul lor, au probleme de relaționare cu noi, cei care conducem antrenamentele, au probleme de relaționare inclusiv cu propria persoană. Stimă de sine scăzută, victime ale bullying-ului la școală, copiii pot fi foarte răi pentru că nu știu să fie altfel. Și agresiunea psihologică de genul ăsta la școală este o altă formă de comunicare. Pentru că probabil acel copiluț acasă nu se comunică altfel decât așa cu dânsul. Și atunci vin fetele în sală care vrea să slăbească, care vrea să se apere, care au avut un episod nefericit pe stradă și chiar am avut printre ultimele fete înscrise, mi-au zis că cineva, un vecin de aici s-a luat după dânsa, aici s-a părut ceva nu în regulă și a urmărit-o până la ușă. Și bineînțeles, a doua zi dimineață bătea la ușă.
care au probleme de altă natură acasă sau în viața lor privată și vin efectiv să se simtă bine, să simtă că se rup un pic de cotidianul ăla și intră într-o altă zonă. Dar tot ceea ce facem noi cu ele, le crește foarte mult stima de sine pentru că devin mai puternici. Un caracter nu se clădește într-o lună de zile. Nu vii, ai bătut 40 de pumni într-un sac, ai dat de 4 ori cu piciorul într-o pernă, reușești, ajungi de la 0 la 10 flotări și gata, s-a schimbat ceva. Da, s-a schimbat foarte mult ceva. Dar în momentul ăla realizezi, ca și practicant și în special ca și fată, că drumul tău abia de acolo începe. Spre final, toată lumea converge spre aceeași direcție, spre o stare de bine, spre stare de siguranță interioară, prin monolog interior plăcut și pozitiv, spre liniștire, spre gândire, spre gândire la rece sau spre analizarea la rece a mediului. Pentru că un practicant de arte marțiale, eu nu mă refer la kickbox, pentru că eu nu sunt doar practicant de kickbox, sau n-am fost practicant de kickbox. Eu provin dintr-o zonă marțială tradițională, care te învăța foarte mult autocontrolul și statul în poziții, și respiratul, și gânditul, și memoria ți-o stimula foarte mult. Și atunci noi mergem spre creșterea lor personală. Pentru că multe, de exemplu, am o fată care vrea să ajungă luptător profesionist. Eu am zis, ok, sunt de acord cu tine, te susțin pe drumul ăsta, dar înainte de toate, hai să vedem un pic ce câștigăm până la ajunge ca luptător profesionist. Școala este un factor important. Copiii care vin la noi sunt marea majoritate în eminență. Am băiat care joacă șah cu calculatorul și îl sfidez de fiecare dată. Băi, ce mi-ai făcut? Băi, iar am făcut remiză cu calculatorul. Deci, oameni care vor să demonstreze că sportul kickbox, chiar dacă are renumele destul de prost care îl are, poate fi practicat și de oameni care nu au legătură cu un anumit tip de viață sau un anumit tip de oameni. Nu trăiesc doar după blocurile gri. Exact, nu doar după blocurile gri. Cu tot respectul pentru cei care cântă, realitatea nu este așa cum se zice, ci realitatea de multe ori este aici așa, dar realitatea noastră ne-o putem construi noi, muncind cu noi înșine și auzind, ascultând ceea ce ni se spune. Știu că există un gen de terapie pe care japonezii îl practică în general, au o încăpere la locul de muncă unde au un sac de box cu imaginea șefului și au voie să meargă acolo un anumit interval de timp pe zi și să dea pumn. Practic nu e o instigare la violență, ci pur și simplu este o chemare către a-ți refula, a-ți scoate răul din tine. Mă gândesc că așa e și la sală. Eu împing lucrurile un pic mai încolo și îndrăznesc să vă spun că nu doar fața șefului sau individului care agresează copila sau copilul respectiv la școală și care trece prin un episod de bullying, îl putem rezolva. Noi comunicăm prin mai multe feluri. Noi comunicăm verbal și non-verbal. Știm toată lumea, dacă nu știm, vă spun azi, acum, procentul nostru de comunicare verbală este doar 5%, restul e 95%. Un om când varsă ceea ce îl deranjează într-o manieră fizică, caută de fapt echilibru. Îi se schimbă non-verbal. Automat, când are în fața agresorul, la nivel intim creierile noastre comunică, emană o undă de siguranță și acel culme, acel agresor, nu mai are curaj să ia atitudine, pentru că omul care știe că poate, vrea și ajunge în punctul în care și-l dorește, e mai greu să-l mai determini să facă ceea ce vrei tu, chiar și agresându-l fizic. Și nu-ți poate citi, practic, frica din ochi. Nu mai. Adică există frică, să nu credeți că... frica este un instinct foarte bun, uman, care pe noi, ca oameni, ne-a scos din foarte multe necazuri. Dar în momentul în care îți controlezi ceea ce simți, automat controlezi și ceea ce gândești. Și automat, prin ricoșe, controlezi și ceea ce faci. Deci, japonezii n-au greșit când au pus sacul de box. Nu știu cât e de încântat șeful. Că și au ajuns chiar și ipotetic vorbind. Acum important este să ne ajungă la propriu. Important este să ne ajungem în zona fizică. Dar dacă ajungem în zona fizică, trebuie să știți că un om trebuie să știe să apere și din punct de vedere legal, chiar dacă are o acțiune fizică, pentru că trebuie să înțeleagă că cel din fața lui îi poate vrea rău și poate să-i dorească mai mult decât rău. Dar tu, ca să-ți poți păstra echilibrul tău și să fii corect în fața legii, trebuie să duci lucrurile până într-un punct. Și atunci copiii ăștia învață și oamenii și adulții care vin învață să se controleze, să dezamorseze situația și să plece. Deci tot o stare de echilibru. Ajungem, până la urmă, totul se duce spre echilibru, părerea mea. Iarăși se spune că, de exemplu, cei cărora le e teamă de câini
au mai mari șanse de a fi mușcați de un câine, pentru că ei simt. Cred că așa e și la oameni. Ei îți citesc până la urmă, agresorul citește în ochi, citește în gesturile tale, faptul că ție ți este teamă și atunci e mult mai ușor să acționeze împotriva ta decât împotriva cuiva care, iată, a trecut peste pragul acesta. Care e... dacă puteți să-mi dați un exemplu fără nume și prenume, facem ca la psihologie, nu avem voie cu nume și prenume. Exact. Cazul unui tânăr, să spunem, care a venit, că după aceea vorbim și despre cei de vârsta a doua și a treia, care a venit în sală și a reușit să obțină cele mai mari progrese până acum. Oh, da. Am... am să-i dau numele totuși, pentru dacă că e un copil care... Dacă se poate, bineînțeles, n-am stimez, vrut să intru în intimitatea nimănui de aia. Îl stimez foarte mult, îi dau doar numele, îl cheamă Edi. Un copil foarte determinat, care venea la antrenament inclusiv cu mâna ruptă, care de ani buni cu mine și m-a urmărit în toate sălile pe unde am fost niciodată, care nu lipsește, care mai nou vine în fiecare zi la sală și care au avut câteva episoade nefericite, probabil la școală. Nu știu foarte multe detalii, pentru că... nu a fost cazul să mi le dea, dar care a avut un parcurs fizic și psihic extraordinar de bun. Pe lângă el mai sunt câțiva, mai este Denis, care a fost ținta bullying-ului repetat când a fost mic și a pus câteva kilograme buni. Deci băieții la mine în club nu folosesc așa zisele suplimente alimentare. Noi nu ne antrenăm ca niște culturiști, noi ne antrenăm ca niște oameni care se poată mișca, cu tot respectul pentru curentul culturist și cei care îmbrățișează fitness-ul și culturismul, noi avem nevoie de agilitate și de viteză și lejeritate în mișcare. Iar băieții ăștia și pe lângă ei sunt toți ceilalți care au venit și care toți au avut probleme. Nu au ajuns să se bată la școală, dar paradoxal de aia v-am dat exemplu cu agresorul care nu mai are curaj să mai inițieze nimic, nici măcar verbal. Îl ignoră, nu-l respectă sau îl respectă de la distanță, dar îl ocolește, îl evită. Au înțeles că cu băieții ăștia, dacă se ajunge la o latură fizic, nu se mai joacă nimeni. Și atunci sunt niște oameni extrem de echilibrați, au învățat în primul rând să se controleze, au învățat să se controleze pe parcursul unui antrenament, au învățat să controleze în afară, au învățat să controleze alimentar. Deci nu aveți idei cât de amplă și de complexă este activitatea unui copil care face școală până la ora 3, care vine la ora 4 jumătate la tenisală, pleacă la ora 7, care vine a doua zi, are ori până la ora 2 jumătate, stă prin oraș o oră, mănâncă și după aia îți vine la sală și îți face și își defalchează absolut tot ce are de făcut. Un alt exemplu a unui copil care era din nestăpânit și care acum am ajuns cu el în punctul în care să putem vorbi normal, fără să dea din mâini și din picioare, fără să trântească pe jos, și care ascultă și care te lasă să vorbești și care, bine, la vârsta entuziasmului, când are tendința să exagereze. Mai am o fetiță care tot așa au probleme la școală, chiar dacă e miticuță și în clasa a treia și a doua chiar au avut un copil care o agresa foarte urât fizic și verbal. Fizic nu știu dacă s-a ajuns chiar până acolo, dar verbal. Până când s-a văzut odată un meci de ei la o competiție și nu mai avut probleme. Dar da, toți. Deci pot să spun și să afirm cu tărie, inclusiv oameni de piste, oameni adulți, în vârsta adultă, care au aceleași rezultate, cărora nu le mai este fric să meargă pe stradă sau care intră în situații necunoscute mult mai lejer și mult mai ușor. Poate fi și un gen de terapie împotriva celor care, iată, sunt foarte mulți în ultima perioadă pe care îi întâlnesc și care spun nu putem vorbi în public. O, da. Da. Un sportiv devine, chiar dacă e introvertit și nu relaționează cum relaționează un extrovertit, da? Un introvertit, tu știm, e mai tăcut, e mai pe ale lui. Dar asta nu înseamnă că are ceva defect sau nu înseamnă că nu-și poate depăși o limitare. Vorbitul în public este o frână pentru mulți. Văzând 30-40 de oameni în fiecare zi, având un instructor, un antrenor care începe, băi, hai, mâini sus, fii atent, pivotează, începi să-ți antrenezi atenția și involuntar îți dai seama că blocajul care l-ai avut l-ai depășit, pentru că trebuie să te întrebi, îți cer feedback, cum a fost, ce părere ai avut, ce-ai greșit, ce ar trebui să facem altfel. Bine, asta e o altă formare care eu am, nu o numesc acum,
cum ai fi făcut altfel dacă ai fost în locul meu? Hai să gândim împreună, care e treaba mai aici? Și este nevoit să-mi dea feedback. Și astfel, toată lumea îl ascultă. Noi facem o dată la un anumit număr de luni, ne ridicăm în picioare, ne spunem cine suntem, ce ambiții avem. De-aia zic, suntem un fel de focus grup. Da. Suntem un club de art marțial un pic atipic, pentru că lucrăm și pe latura psihică a copilului. Nu insistăm foarte mult, pentru că fizic ocupă destul de mult loc, dar eu am înțeles că noi avem o responsabilitate extraordinară mare și formăm niște deprinderi care ulterior vor fi puse în slujba unor formări, unor caracteri. Și atunci, da, și public speaking-ul, dacă este o fobie, bine, dacă e fobie, deja trebuie să mergem pe altă direcție. Dar dacă e o frică, poate fi un sport de contact, sportul în care e sportul de echipă. Eu nu zic, vai, veniți la mine că am rețeta magică. Nu e neapărat. Sunt oameni care nu suportă să fie atinși și mi se pare normal. În notul e un sport foarte bun. Să practici asta în echipă, ai de-a face. Trebuie să depășești bariere de a intra într-o apă în care am intrat în costul înaintea ta. Da. Nu s-o gândit nimeni la asta. Și să mergi repede să nu fii tărit de o fobie acum. Da. Sporturile de echipă, cum e fotbal, cum e handbal, cum e basket, cum e voleu, cum e și numiți-le dumneavoastră. Rugby-ul, care e un sport eminamente bărbătesc, din punctul meu, respect foarte mult. Rugbiștii care deși au... Deși Iașul are campioane naționale, fete, la de vreo 11 ani. Da, știu. Așa că nu mai e... Deci, băieți, atenție, nu mai sunteți în top. Da, și chiar am pățit chestia asta prima oară când le-am avut invitate pe fetele de la rugby, acum mulți ani în urmă, se așteptau colegii mei din emisie să intre niște fete așa masive și când le-au văzut plăpânde și foarte cu forme foarte frumoase, au serios practică rugby? Adică, na, aparențele mai înșeală câteodată. Este vorba de prejudecată la mijloc. Da, pentru că revenim la prima parte a discuției noastre. Rugby-ul e privit cu o anumită prejudecată, fotbalul e privit cu o anumită prejudecată, la fel și kickbox-ul și arta marțială de contact. N-aș numi doar kickbox-ul, dar arta marțială de contact, când e vorba, când vede doi, am primit odată o întrebare. Ce găsesc mă ăștia de intră în ring cu tine și să intri să stea benevol la pumn? Nu știu, întreabă pe ei. Eu sunt doar omul care îi spun ce are de făcut. Alegere o fac ei întotdeauna. Da, public speaking-uri revenind la ceea ce poate fi. Deci orice formă de blocaj care îl ai, se poate rezolva prin sport. Nu neapărat sportul de contact, dar sport în general. Am avut cazul unui băiat care nu putea să facă flotări. Îmi zicea, sensei, nu pot face flotări. Băi, dar nu ți-am zis să faci 10 flotări. Fă-mi o flotare. Am făcut o flotare. Acum fac aceeași flotare, dar de 10 ori. E doar cum pui problema. Da, așa este. Și trebuie să pui problema pe limba fiecăruia. Nu e dificil să faceți lucrul ăsta? De multe ori, da. Pentru că fiecare copil vine cu un background. Da, sunt familii ok, sunt familii care sunt mai puțin ok. În familiile ok, se comunică foarte mult cu copilul și atunci limbajul, volumul lexical este dezvoltat. Și copilul este mult mai fluent în vorbire, știe să-ți exprimi ceea ce vrea, este și mai reținut, e mai ușor de lucrat cu ei. Sunt copii care vin din alt tip de familie, cu probleme, nu că ar vrea careva să fie probleme în familie, că la ora actuală nimeni nu vrea probleme. Haideți să definim ca să nu intrăm în, să nu dăm curs la o discuție despre altceva. Acel copil are un blocaj verbal, sau să zicem, are o greutate în exprimare, sau și... și exprimi emoțiile mai violent sau aici intervine calitatea ta. Ai răbdare cu fiecare în parte, încerci, pentru că vă dați seama, nu poți ști deodată cum reacționează și atunci încercăm din experiență, încercăm din ceea ce am văzut la alții să potrivim tipul de comunicare ca să ajungem într-o zonă în care să ne fie comun, să ne putem exprima liber și fără niciun fel de... pentru că oamenii tind, și chiar și copiii, să știți, iau tot foarte personal. Până în 7-8 ani de zile, la ei formă de învățare. Și atunci când îți pune o întrebare, vezi două luminițe așa, care se uită de jos în sus la tine, foarte curioase și iau totul ad literam. Deci, atenție cu glumii de la copii. Să ai mare grijă ce comunici. Și atunci găsim zona comună în care putem, în care putem comunica eficient, că pe mine mă interesează comunicarea eficient, să transmitem informația în maniera în care să o înțeleagă și eu la rândul meu să primesc feedback prin ceea ce eu obțin, ce vreau să obțin de la el. Dar da, sunt probleme de comunicare. Avem chiar și un practicant dintr-o altă țară decât România.
mulțumesc că vorbești, sunt foarte mulți, vorbești foarte bine românești, dar pentru că suntem o zonă cosmopolită, Iași în oraș cosmopolit și ați văzut că nu suntem doar români, suntem și e de așteptat ca lucrurile să diversifice în direcția asta, vom avea oameni care vor avea altă cultură, vor avea altă limbă, care nu vor ști să vorbească nici în engleză, dar nici în română, și atunci limbajul universal al gesturilor și limbajul universal de criptare al gesturilor va fi mediul propiciu care ne va ajuta să ne înțelegem. Azi dimineața am vorbit cu un domn din Pakistan, mari vorbitori de urdu, nici engleză, nici română. Eu sunt un magnet de oameni de genul ăsta. L-am întâlnit, l-am întrebat ce face, l-am întrebat dacă vrea, pentru că era frig afară, stătea și aștepta angajatorul să-l ducă la muncă. Și am reușit să ne înțelegem foarte bine. Deci da, depinde foarte mult de cum, de abilitățile care ai, pentru că dacă îl bruschezi nu-i bine, pleacă de colecție neînvățată. Dacă îl alinți, iarăși nu-i bine, pentru că alint, nu vă gândiți că nu alint copilul ca un părinte, n-am să fac niciodată lucrul ăsta și nu, dar undeva să rupi procesul de învățare. Deci trebuie găsit, cum am zis, zona comună, limbajul potrivit, fără tonuri ridicate, chiar uneori și cu tonul ridicat, pentru că atenția este până la o limită, după aia e importantă, ca să-i captezi atenția. Ei sunt obișnuiți să stea cu ochii în telefoane și au creierul pe o anumită frecvență și trebuie ajutat să iasă de acolo, să înțeleagă, să o înțeleagă, să o transpună în mintea lui și poate să o transpună ție fizic. Aici e o problemă. Chiar dacă timpul nostru s-a scurs, o să mai cer câteva minuțele din emisie, pentru că mai am două, trei întrebări care sunt foarte importante. Primul, dacă au voie cu telefoanele, cred că nu cu telefoanele exclus în sală. O altă întrebare ar fi, care e cel mai vârstnic? Sau până la ce vârstă se poate practica un sport de contact? Până la vârsta la care fiecare decide. Cel mai vârstnic are 56 de ani. Unul dintre lucrurile care l-au crezut despre el că nu poate, trebuie avut răbdare și trebuie particularizat efortul în funcție de vârsta fiecare, pentru că una e într-un fel te mici la 40, în alt fel te mici la 18 ani. Trebuie știut un pic și lucrurile astea, trebuie văzut, urmărit mai îndeaproape, transmite pe corpul lui că nu mai poate și să-i dai pauze, dar vârsta este doar un număr. Chiar și afecțiunile medicale care nu sunt grave, nu mă refer la boli cardiace grave sau orice altceva. Sportul caută echilibru și starea de bine. Peste o anumită vârstă, asta facem, nu facem performanță. Excelează fiecare în direcția lui. Iar în final aș vrea să adresați un gând, o chemare, un imbold către cei care poate ne urmăresc, dar încă nu au avut îndrăzneala să își ducă copiii într-o sală sau să vină, de ce nu, chiar ei, personal. Gândul e foarte simplu. Sportul este pentru toată lumea. Dacă vă aduceți copiii, puteți să rămâneți și dumneavoastră. Avem posibilitatea și pachete în așa fel încât să vă antrenați cot la cot cu copiii dumneavoastră în suprafețe diferite. Este o rezolvare a sedentarismului. Este un pas spre a ne rupi de tehnologia care la un moment dat poate dăuna atât de necesară în celelalte momente ale vieții, dar până la un punct. Lăsați prejudecățile legate de sporturile de contact, pentru că în sporturile de contact sunt foarte mulți oameni de bine și oameni extrem de educați și de culți, aș putea să spun, și este pentru absolut orice pătură socială, etnie, sex sau vârstă. Mulțumim tare mult pentru că ați acceptat invitația noastră și vă mai așteptăm și în platoul Iașul TV, deși în platoul Contraatac și, de ce nu, oriunde. Cred că își are loc oriunde un astfel de dialog, în orice fel de emisiune de aici, de la noi, de la Iași TV Live. Mulțumim tare mult și mult succes pe mai departe. Vă mulțumesc și o zi bună tuturor. Iar noi, dragi telespectatori, ne revedem după câteva minute de publicitate. Rămâneți alături de noi. V-am pregătit două materiale extrem de interesante, realizate la fel ca de fiecare dată, de către colega noastră, Diana Grosu, care e trimisul nostru peste tot pe unde se întâmplă lucruri frumoase. În doar câteva minute ne revedem.